Bun găsit, dragi prieteni, de pe pagina de Facebook a editurii Meridiane Publishing. Sunt Petru Clej, jurnalist, și în seara asta vă invit la o discuție cu totul și cu totul deosebită. Vom discuta despre o carte care este, zic eu, excepțională. Se numește Un fascism român, Histoire de la Garde de Fer, tradusă în limba română exact mot a mot, un fascism românesc, istoria gărzii de fier, nu în România, ci în Republica Moldova, la editura Cartier, condusă de destoinicul Gheorghe Erizanu. În seara asta vom discuta cu autorul cărții, profesorul francez de origine română, Traian Sandu de la Paris. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Și de la București, profesorul de istorie la Colegiul Laude Reut din București și jurnalist la Europa FM, Marcel Bartic. Bună seara, domnule Bartic! Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație! Vom discuta despre acest subiect, Garda de Fier, mișcarea legionară de care se vorbește mult, și adeseori aiurea, este un subiect important, o să vedeți, este un subiect cu relevanță majoră astăzi. Bineînțeles că vom vorbi despre personalitățile care au condus-o, Corneliu Zelea Codreanu, Horia Sima și relația cu sfera politică a mișcării legionare. Pentru început, mai înainte să începem, vreau să vă reamintesc că cine trimite cel mai bun comentariu, fie aici, fie pe adresa mea de Messenger, fie pe adresa mea de e-mail, petru.clej@gmail.com, va primi cadou cartea Șapte povești de dragoste din perioada din timpul Holocaustului, comunismului și azi, apărută la editura Meridiane Publishing. Deci aștept comentariile dumneavoastră. Pentru început, domnule profesor Traian Sandu, titlu, Un fascism românesc. De ce? Explicați de ce mișcarea legionară era fascistă, că nu e clar pentru toată lumea. Da, bineînțeles, depinde de definiție. Nu găsește în arhive prea multe documente originale în care mișcarea să fie desemnată drept fascistă. Toate acestea, fascismul, bineînțeles, original, este fascismul italian. Deci, cu toate că de atunci lume, bineînțeles, oameni cu destoinici, luminați la minte și cu spirit comparativ, au făcut imediat comparație și vreau să spun, printre acești oameni se găsesc chiar Codreanu și mulți legionari care erau mulți oameni inteligenți și intelectuali și, bineînțeles, au văzut imediat, au comparat imediat și au văzut imediat raportul care exista între aceste mișcări și care s-au transformat în partide, în regimuri, etc. Bine, dar denumirea de fascism este, bineînțeles, o denumire mai mult, să zicem, a istoricilor care au analizat, au definit aceste mișcări și atunci le-au comparat și le-au desemnat drept fascisme. Atunci, bineînțeles, fascismul este, nu revenim chiar pe toate definițiile, dar a primit mai multe definiții ca totalitarism sau ca mișcare dictatorială, de asta. Eu m-am limitat, să zicem, la o definiție modernă a fascismului ca totalitarism modern, o definiție modernă, care au dat-o mari istorici italian Emilio Gentile, Roger Griffin englez, etc. Deci această definiție este definiția unei mișcări și unei ideologii, înainte de a fi mișcare, este ideologie și mișcare în același timp, care promite o schimbare, o renaștere
a nației după 1919, după primul război mondial, după ce s-au distrus fostele elite și fostele ideologii naționale tradiționaliste, care s-au înnecat, să zicem, în sângele primului conflict mondial și care după 1918 au avut nevoie, naționalismul a avut nevoie de, să zicem, alte alimente mai puternice și alte, să zicem, droguri mai puternice și acest drog foarte important a fost promisiunea a omului nou. Și promisiunea... Da, vom discuta despre omul nou, dar vreau să vă întreb dacă așa într-un univers paralel ar reveni Codreanu, ar reveni Horia Sima, bănuiesc că ar fi absolut de acord cu definiția de mișcare fascistă. Da, și nu numai că ar fi de acord, dar ei însuși au dat-o. Codreanu a dat-o în mai multe ocazii, a dat-o și când era la Ananghie, în procesul din 1938, a dat-o și în anii 30, când era mai relaxat, să zicem, la începutul anilor 30, și era de acord pentru a apropia, a asemăna aceste mișcări. Adică atunci când el a fost întrebat cu ce se aseamănă cel mai mult mișcarea legionară și, bineînțeles, i-a spus cu mișcările naționale, precum fascismul și nazismul. Deci nu există nicio îndoială că și liderii legionari erau... Da, de ce vă întreb? Și vreau să îi dau cuvântul acum lui Marcel Bartic. Da. A vorbit domnul profesor de cartea lui Armin Heinen, Legiunea Arhanghelului Mihail, care în original, în germană, se numea, deci e prima, de fapt prima mare carte despre mișcarea legionară, se numea Die Legion Erzengel Michael in Rumänien, Soziale Bewegung und politische Organisation, ein Betrag zum Problem des internationalen Faschismus. Deci, din nou, apare în limba germană termenul fascism. În traducerea de la cărții care a apărut la editura Humanitas, dispare fascismul. În 2017 apare, în 2016 apare cartea lui Oliver Jens Schmidt, Capitan Codreanu Aufstieg und Fall des rumänischen Faschistenführers, deci din nou termenul fascism în germană, în limba română, la aceeași editură Humanitas, termenul fascism dispare. Este Corneliu Zera Codreanu, Ascensiunea și căderea capitanului. Cum explicați această pudoare, ca să mă exprim eufemistic, în folosirea termenului fascist de către editurile din România? Întrebarea este adresată domnului Bartic. Da, domnule Bartic. Da, în regulă. Așteptam, mă gândeam că răspunde domnul profesor. Sigur, dumneavoastră, domnule Petrucleș, dumneavoastră îi spuneți pudoare. Eu aș fi chiar mai dur în exprimare. Acum, sigur, nu știu foarte exact cam care e atmosfera în edituri, dar știu cum este reflectată această problemă în manualele de istorie. Și acolo este, aș spune, o frică, o teamă viscerală de a dezvolta subiectul ăsta. Ca să vă fac o mărturisire și puteți lesne căuta în manualele de istorie, cele de liceu în care se vorbește de tema asta, ideea de fascism apare doar în manualul de clasa 12 și ceva în clasa 11 la ideologii și regimuri politice și acolo este alocat așa un spațiu de simbolul fascismului, să le vorbim puțin despre ce erau fasciile, câteva idei ale fascismului italian și Benito Mussolini. Cam asta este tot. Cam astea sunt informațiile pe care le primesc elevii în momentul de față. Acum, sigur, vă spuneam un pic mai devreme, sunteți foarte elegant când îi spuneți pudoare. Aș spune mai degrabă că este expresia felului în care istoriografia românească s-a raportat la acest subiect. Când a venit vorba despre mișcarea legionară, a existat așa o reținere din partea majorității istoricilor care s-au ocupat de perioada asta și aici eu personal nu am altă explicație decât doza aia de naționalism și ideea asta de a prezenta cumva, de a cosmetiza istoria, ca nu cumva, în mod evident, istoricii noștri, cei mai mulți dintre ei, realizează cât de nocivă poate fi
apropierea dintre conceptul ăsta fascismului și mișcarea legionară. Mișcarea legionară a fost ținută foarte mult timp în afara acestor dezbateri, tocmai ca să lase spațiu pentru anumite nuanțe. Știți, au fost ei răi, au mai omorât niște oameni, dar ce oameni. Da, fasciști n-au fost. Așa, da, fasciști n-au fost. Ei, asta cred că este explicația și, cum vă spuneam mai devreme, lucrul ăsta se reflectă în manuale, acolo unde elevii noștri iau contact pentru prima dată cu informațiile de care povestea și domnul profesor mai devreme. Da, vă mulțumesc, o să revenim. Da, domnule profesor, vreați să adăugați ceva? Da, cred că sunteți pe mute. Stați un pic. Da, așa. Da. Bineînțeles, corespunde și momentului în care cuvântul fascist a fost considerat ca o insultă, ceea ce mai și rămâne, bineînțeles. A fost considerat ca drept o insultă. Bineînțeles, poate să fie și asta în dezbaterile politice, mișcările, partidele care și azi se mai găsesc la extrema dreapta, care poate câteodată se și reclamă de fascismul istoric, asta este mai rar, da, poate să primească asta ca o insultă, ca un fel de termen care intră în dezbaterea politică. Dar fascismul după 1989 a fost și definit mai precis și mai, să zicem, științific, pe cât istoria poate să fie o știință, a fost definit teoretic, a intrat în dezbaterea istorică și faptul acesta, că am vorbit de totalitarism și de teoriile moderne a totalitarismului, faptul acesta că a fost luat în serios din punct de vedere ideologic, pentru că i s-a atribuit o ideologie, în schimb ce în anii 50-60... Da, era folosit ca un termen de insultă. Era și asta și în totalitarism, în felul de a se apropia, de a considera totalitarismul, e bine, numai totalitarismul comunist îi se atribuia un fel de ideologie solidă, pentru că au fost teoreticieni și filozofi solizi în comunism, a fost Marx, începând de la Marx. În schimb ce fasciștii italieni, germani erau considerați ca nefiind fundamentați din punct de vedere teoretic, ceea ce este fals. Și apropierea, felul de abordarea culturalistă a fascismului de către Emilio Gentile, Roger Griffin, Roger Rituel, Aristotel Kallis, pe la noi Mihai Chioveanu și mulți alții foarte buni, Chioveanu, care din păcate a murit recent, și Constantin Iordache peste hotare. Ei bine, abordarea aceasta a arătat că exista, bineînțeles, o ideologie și o doctrină fascistă care se întindea toate Europei și atunci, bineînțeles, când abordez din punct de vedere serios, istoric, științific, mișcarea legionară ca fascism, atunci aveți că se integrează foarte bine aceste definiții a fascismului. Dar cât timp cuvântul fascism rămâne o insultă, bineînțeles, nimeni nu vrea să fie insultat. Da, în schimb, dacă o iei ca ceva serios și fundamentat teoretic și știu, exact, atunci, asta, bineînțeles, dacă nu este o insultă, poți să consideri și tema fascistă. Dar, bineînțeles, oamenii nu le place să fie insultați. Am terminat. Da, domnule Marcel Bartic, nu provine asta dacă... și de la faptul că imediat după 1990 a fost acea reacție anticomunistă și pentru că comuniștii îi etichetau pe toți după 45, toți adversarii, Maniu, Brătianu, oricine, orice democrat de fascist, au discreditat această folosire a termenului fascist. Ba da, în mod categoric. Sigur că anii 90 au reprezentat o perioadă tulbure în care de multe ori au fost folosite epitete, nu întotdeauna având o acoperire, susținută de cercetările istorice. Dar e foarte adevărat că evoluția acestui termen, așa cum îl regăsim astăzi în lucrările de specialitate, cel puțin în spațiul istoriografic românesc, poartă încă o încărcătură, o reținere din partea istoricilor
de a-l defini, de a-l explica, de a-l aprofunda, mai ales atunci când vine vorba despre mișcarea legionară. Și vă spuneam un pic mai devreme, cel mai probabil explicația rezidă din faptul că încă o anumită parte a istoriografiei românești nu trăiește așa o viziune încălcită, confuză vis-a-vis de această mișcare legionară. Și nu au nici îndrăzneala de a-și asuma, cum să spun, o susținere pe față, tocmai pentru că, așa cum foarte bine spunea domnul profesor mai devreme, iată, cei mai mulți dintre ei au realizat că poate fi o adevărată insultă, adică poate fi așa... Ca să nu mai spunem că din 2002, sau mai precis din 2015, intră și sub incidența penală. Absolut. Și atunci e riscant. Haideți să revenim la... cartea domnului profesor, Un fascism românesc, istoria gărzii de fier. Domnule profesor, referindu-vă la fondatorul în 1927 al mișcării legionare, Corneliu Zelea Codreanu, îl calificați drept, de mai multe ori, drept o mediocritate. Explicați, vă rog. Nu, adică nu este o judecată de valoare. Oamenii, bineînțeles, au valoarea lor. Știți, mulți oameni politici actuali sunt niște mediocrități, dar din punct de vedere ideologic sunt oameni estimabili sau sunt oameni moderați. Nu, Corneliu Zelea Codreanu, el însuși s-a definit ca un om mediu. El a spus mediu, din punct de vedere intelectual, nici nu era o lumină. În schimb, nu asta se cere, bineînțeles. Chiar într-un fel se cere oamenilor politici să fie niște ratați în domeniul lor, că dacă nu ar fi ratați în domeniul lor... Da, trebuie să amintim că la Grenoble, unde s-a dus să facă un doctorat, l-a și abandonat. Păi da, l-a și abandonat, nu și l-a terminat, dar bineînțeles, el era de fapt chemat și de criza mișcării Lanc a lui... Liga Apărării Naționale Creștine, a lui Cuza, și atunci, bineînțeles, a trebuit să se întoarcă repede, nici nu prea avea cu ce să trăiască la Grenoble. Și a trebuit să se întoarcă repede ca să participe la această criză și să-și fondeze propria lui mișcare. Și deci o mediocritate, adică el nu este un om, vreau să vă răspund totuși direct. Nu se cere să fii mare intelectual când vrei să fii șeful unei mișcări politice, mai ales unei mișcări harismatice, cum este o mișcare fascistă. Trebuie să ai un fel de duh, un fel de dar, un fel de așa de calitate, să zicem, de harismatică. Și asta Codreanu o avea pe deplin, și asta o arăt la începutul cărții, în perioada, mai ales în perioada 1919-1920, când fac distinție între primele, între, să zicem, 19 și 23, când arăt că au existat unele mișcări care își ziceau explicit fascist în România. A existat un partid național fascist în România, dar cuvintele, articolele, textele, să zicem, fondatorii acestui partid sunt complet plicticoase. Sunt plicticoase, sunt teoretice, în schimb ce articolele lui Codreanu, articolele care le scria la început, în 19, erau foarte entuziasmante. Și asta este, de fapt, fascismul și totalitarismul în general și fascismul îndeosebit, pentru că sunt mișcări și sunt cuvinte, într-un fel, poetice, sunt entuziasmante, pentru că asta este și o parte din definiția totalitarismului, este acela de a entuziasma și de a ridica mai ales tinerimea, tineretul, și de a-l mobiliza. Deci, pentru a face aceasta, trebuie să aveți un fel de har, un fel de duh, un fel de harismă, și atunci, bineînțeles, Codreanu o avea. Deci nu era mediocru din punct de vedere al mobilizării politice, era mediocru din punct de vedere ca a fi un teoretician sau un doctrinar politic. Dar, în schimb, era un adevărat șef harismatic. Așa, Marcel Bartic, care este deci principala calitate a lui Corneliu Zelea Codreanu? Lider carismatic, ideolog, politician,
Dar ideolog în mișcare, adică da, ideolog en mouvement. El nu este un ideolog care să scrie cărți, care să scrie cărți teoretice. În schimb, scrie broșuri, nu? Pentru legionari. Și a scris un fel de biografie pentru legionari, care este un amestec, de fapt, și se vede că este slab din punct de vedere teoretic, dar definiția ideologiei însăși totalitare și a fascismului este o definiție de care amestecă elemente de doctrină, care el de fapt le fură naționalismului tradițional. El citează foarte mult, îl citează foarte mult pe Iorga și pe Cuza, înainte de care a sunt, și care după aceea legionarii i-au și asasinat. Deci da. El îi folosește ca doctrinari, dar el adaugă doctrinei naționaliste clasice, de care el putea să se mulțumească, îi adaugă acest entuziasm, această mobilizare, mai ales a tineretului, care face într-adevăr definiția ideologiei fasciste și legionare. Este da. Naționalism clasic plus entuziasm, plus mobilizare, plus masificare. Și da. Vom vorbi despre masificare când ajungem mai târziu. Dar, domnule Bartic, care este principala calitate a lui Zelea Codreanu? Aici subscriu celor spuse de domnul profesor, cred că mai degrabă aceea de lider carismatic, pentru că și mai puțin de politician. Îmi amintam de mărturiile alea care povesteau despre Zelea Codreanu, care intra prin sate călare pe un cal alb. Atenție, deci o imagine cu o simbolistică foarte puternică, da? Și faptul că acolo nici nu trebuie să, când te duci printre oamenii din satele pe unde mergi să le povestești ce înseamnă mișcarea legionară și care sunt ideile lor, oamenii nu aveau nevoie de citate din nu știu ce cărți, din nu știu ce studii. Dimpotrivă, cred că aici Zelea Codreanu și-a construit o imagine în profundă antiteză cu ce însemna politicianul tradițional. Amintiți-vă, vă rog, de pildă despre sintagma pe care a folosit-o aproape obsesiv, fapte, nu vorbe, în contradicție cu regimul democratic, ăla plicticos în care se ceartă politicienii și fac matrapazlecuri și nu știu ce, dar el, mișcarea legionară care face, va face și apropo, perspectiva asta aproape mistică, da, pe care o oferă României, dar asta sunt niște calități adevărat, nu de politician, nu de intelectual, dar e adevărat, exprimă o carismă, pentru că iată, nu ne putem explica altfel cum de a reușit să obțină susținerea și aderența. Da, apropo, asta mă duce cu gândul că s-ar putea, nu-i așa, ca un politician cum era Corneliu Zelea Codreanu să fie mult înaintea timpului său din punctul de vedere al PR-ului, al imaginii publice. Nu? Da, să știți că aștept cu nerăbdare momentul în care o să facem și o paralelă cu ce se întâmplă în zilele noastre. Da, o să vorbim. Așa un sentiment. Da. Domnule profesor, în primul rând vă reamintesc că ascultați o discuție despre cartea profesorului Traian Sandu, Un fascism românesc, Istoria gărzii de fier. Da, nu neapărat numai despre cartea mea, poate să fie și că plecând de la cartea dumneavoastră și cu profesorul de istorie Marcel Bartic, profesor și jurnalistul Marcel Bartic, vreau să vă spun un singur lucru. Am primit azi dimineață un e-mail de la Radu Ioanit, istoricul Radu Ioanit, care este considerat în mod unanim cel mai mare istoric în viață al Holocaustului din România, care îmi spune doar atât despre cartea domnului profesor, o carte cu adevărat excepțională. Cum deci, v-am dacă spus, asta este pentru că l-am citat. Scratch my back and I scratch yours. Nu este, cred. Îl spune franceză, în voie de ascensor. Îl cunosc pe Radu Ioanid de 25 de ani și nu cred. Glumesc. Da. Așa, ce vreau să vă întreb, domnule profesor? E un lucru care ca un fir roșu merge prin cartea dumneavoastră. Zelea Codreanu și legionarii nu s-au hotărât dacă să înscriu în jocul democratic sau dacă sunt o mișcare totalitară și chiar teroristă. Asta să știți că nu este o problemă și vă spun de ce. Ei s-au înscris în jocul democratic pentru că fasciștii
fiind o mișcare, o mișcare totalitară, o ideologie totalitară, nedemocratică, dau totuși dovadă nu de democrație, deci de respectul instituțiilor și metodelor democratice, dar ceea ce chem eu democratism. Adică ei se fondează pe popor, ei se fondează pe mase. Deci se înscriu destul de ușor în metoda democratică și chiar în metoda electorală. De ce? Păi pentru un motiv foarte simplu. Pentru că ei, mobilizând masele, mergând la mase, cum spun, cu un vocabular destul de populist, adică populist chiar în sensul populiștilor de stânga, narodnici, la sfârșitul al XIX-lea secol rusesc. Deci, mergând la mase, și ceea ce a spus Codreanu în 1928, păi atunci dacă mergi la mase, păi ai priză la mase. Și dacă ai priză la mase, ai priză la vot. Dacă e imobilizat, treci prin vot. Deci nu este nicio contradicție în a alege metoda electorală, numai că, ca orice mișcare fascistă, codreniștii, legionarii, combinau, articulau votul și violența de stradă. Asta este ceva clasic. Este ceva clasic și la Mussolini în 1921-22, înainte de a ajunge la putere. Este clasic și la hitleriști, la naziști. Exact la fel au procedat. Au combinat votul și teroarea de stradă. Pentru că asta le convenea foarte bine. Și de altfel le-a și mers. Au avut și rezultate electorale, da, foarte bune. O să vorbim despre alegerile din 37. Da, domnule Bartic, vreau să interveniți. Da, dacă mi îngăduiți, mă mai gândeam acum. Cred că a fost și, mai putem adăuga la ce spuneați dumneavoastră, domnule profesor, mai devreme, și un talent de a regiza anumite momente. Amintiți-vă de pildă maniera absolut spectaculoasă în care defilau pe străzile orașelor. Da. Amintiți-vă de atmosferă. Aliniați cu uniforme. Exact. Uniformele, simbolurile. Amintiți-vă de atmosfera creată în jurul momentului în care au fost înmormântați Moța și Marin. Da, a fost, un întreg pelerinaj atunci. Și citeam undeva că a crescut practic numărul membrilor după evenimentul respectiv. Deci, cu alte cuvinte, sigur, pot să văd niște legături și cu ce au făcut naziștii sau cei din Italia, fasciștii din Italia, pentru că au uzat de aceleași instrumente. De asemenea, mă uitam de pildă la discursurile lui Codreanu, la cum își alege anumite cuvinte care să aibă forță, pe care să le înțeleagă și ultimul stătean. De aia spuneam că este foarte modern. Codreanu era înaintea timpului lui. Da. Evident că se asemăna cu Hitler, poate, în modul de a se exprima. Dar, domnule profesor Transandu, ceea ce este frapant în descrierea, în narațiunea dumneavoastră, este un aspect care rezultă că stânga în România interbelică era practic inexistentă. Era inexistentă și pentru că era interzisă. Era interzis, da, chiar și așa. Comunist, Partidul Comunist. Nu sunt specialist al Partidului Social Democrat, al lui Titel Petrescu, au existat totuși oamenii aceștia. Dar, bineînțeles, nu aveau destulă priză, era și ipoteca bolșevistă. Deci, dacă te apropiai prea mult de stânga, riscai să fii acuzat de bolșevism, deci de trădare a țării, pentru că bolșevicii și comuniștii deci cereau... Da, erau iredentiști, cereau Basarabia. Erau desprinderea nu numai a Basarabiei. Da, adică dezmembrarea statului român. Dezmembrarea statului și cel puțin să se facă referendum pentru ca să se verifice cât de populară era ideea unitară în regiunile unite, anexate, spuneți cum vreți. Și deci, bineînțeles, stânga nu era nici ea prea prezentă și este absolut clar că acest populism, acest mers la popor al legionarilor și inclusiv politica lor socială, pentru că au avut, bineînțeles, și aspecte sociale precum fascismul și nazismul și fascismul care era foarte înaintat. Primul program fascist din 1919 al lui Mussolini era practic un program... Mussolini a început ca socialist.
Băi, ca socialist, dar încă nu era, de fapt, nu mai era de mult socialist, se rupsese de mult cu socialismul, da. Și, dar programul fascist, efectiv fascist din 1919, este un program foarte democratic și cu votul feminin, un program foarte înaintat, pentru că dacă vrei să fii mișcare de masă și să ai priză la masă, păi atunci integrezi, bineînțeles, și femeile. Deci era foarte modern și din punct de vedere, într-adevăr, politic, fascismul. Și, de altfel, discutând cu Emilio Gentile, acum 12-13 ani, nu mai știu când l-am văzut la Paris, mi-a spus că, bineînțeles, el ceea ce l-a frapat, de exemplu, în scenarizarea lui Codreanu, scenarizarea pozelor lui, este că el, de exemplu, s-a fotografiat, s-a pozat cu soția, atunci când a fost censurat și a fost mare... Ceea ce era un lucru... Ceea ce era destul de, bineînțeles, destul de înaintat și, știți, au coroanele acelea de cununie, dar au și svastica. Deci dacă vreți și simbolică, să dovediți prin simbolică că sunt legături cu fascismul și cu nazismul german, păi le aveți aici, cu toate că svastica a fost folosită și de alte mișcări de extremă dreapta, radicale, chiar dinainte de 1914 și după 18, care nu erau obligatoriu naziste. Și naziștii foloseau o versiune înclinată la 45 de grade, așa. În schimb, ce aici aveți svastica lui, mai mult a lui Acecuza, care este svastică dreaptă, așa, pusă perpendicular, așa. Deci, dar aveți totuși simbolica aceasta. De altfel, dacă vreți să arătați că au fost influențe, transferuri culturale, e bine, De ce? De ce am și o discuție despre un fel de competiție care a existat între Codreanu și Ion Moța, unde se vede că... Ion Moța fiind ideologul, de fapt. Ideologul, de fapt, și care a devenit și cumnatul lui. Și un intelectual, spre deosebire de... Și da, adică intelectual putea fi și Codreanu, că totuși a început o teză în Franța, nu înseamnă efecția aia ceva, dar unde se vede că și Ion Moța era un om de acțiune, au fost atentatele din 1923. Deci era un fel de competiție, erau amândoi semi-intelectuali și erau în același timp și oameni de acțiune. Fiecare a încercat să asasineze Moța în 23, nu i-a mers, dar a rănit grav pe Vernicescu, Codreanu în 24 sau 25, când a asasinat prefectul Manciu, atunci i-a mers în sfârșit. Dar vreau să spun, diferența între cei doi oameni este că în 23, când Codreanu s-a întors din Germania, care era în plină efervescență după ocupația Ruhr și atmosfera revoluționară de dreapta și de stânga, e bine, Codreanu s-a întors cu niște insigne, știți, care se lipește de le înțepi în haină și s-a întors cu niște insigne și diferența care a făcut-o cu Moța, cu toate că Moța, de fapt, era pe fază că fusese atentatul acela, deci era ideologia acțiunii, ideologie tinerească, violentă, care putea să aibă prize la studenți și la tinerete, la tinerime, dar Codreanu a venit și cu organizare și cu insignele acelea care a îmbrigadat, care a înregimentat tineretul. Deci a fost și violență, și organizare a mișcării, și înregimentare. Deci au fost mai multe ape, mai multe râpârâuri care au mers, da. Au dus spre Codreanu mai mult decât spre Moța. Au fost mai multe date care le ținea el în mână și mai multe talente într-un fel de organizator, de ideolog, de oameni, un fel de duh, de entuziasm. Și toate astea au dus mai mult spre Codreanu decât spre Moța. Da. Vă mulțumesc, domnule profesor Traian Sandu, care alături de Marcel Barsic sunt participanți la această discuție, care pleacă de la cartea În fascismul român, Istoria de la gard de fer, un fascism românesc, istoria gărzii de fier. Avem acum un invitat pentru o scurtă intervenție. Îl rog să-și unmute microfonul. Este tânărul istoric... Ștefan Peltea. Mulțumesc, Ștefan, că ai acceptat să participi la această discuție. Vorbim despre istorici străini care scriu cărți despre
istoria mișcării legionare. Iată că avem un istoric, un tânăr istoric român, care a scris și el, a publicat recent o carte care se numește O scurtă istorie a genezei mișcării legionare 1919-1925. Ștefan, spune-ne, te rog, câteva cuvinte despre această carte. Da, bună seara. Îți mulțumesc împreună cu Petru pentru invitație și sunt onorat să fiu parte în această seară lângă domnul profesor Traian Sandu și domnul profesor Marcel Bartic. Menționez de la început că lucrarea domnului profesor Traian Sandu mi-a fost foarte folositoare în cercetare. În cartea mea este vorba de anii de început ai mișcării legionare, impropriu spus mișcarea legionară, pentru că știm că din 1902, din vara 1927 avem mișcarea legionară, dar am dorit să cercetez anii de început ai acestei formații. Care e concluzia? Care este noutatea pe care ai găsit-o? M-am axat în primul rând asupra modului în care s-a coagulat, să spun, ideologia fascistă la mișcarea legionară și germenii ideologiei fasciste în mișcarea legionară și de ce s-a dorit formalizarea acestei mișcări antisemite naționaliste prin Lang și mai departe prin mișcarea legionară. În primul rând m-am axat pe nașterea antidemocratismului, antidemocrației ca element al ideologiei fasciste la Corneliu Codreanu și nucleul său dur, care a mers mai departe de învățăturile transmise de profesorul Cuza, a transcis acest antisemitism și a mers mai departe și a căutat, Codreanu împreună cu grupul din jurul s-au căutat rădăcina răului în România și rădăcina controlului pe care ei spuneau că îl exercită evreii asupra României și au găsit acest rău în sistemul democratic parlamentar pe care Cuza nu l-a negat niciodată, tocmai a fost un adept al parlamentarismului și al căilor legale, cum se spunea el. Ca antisemitism poate că îl bate și păzerea Codreanu, Cuza. Da. Putem spune că Cuza a fost cel mai virulent antisemit din România acelor ani. Acest moment, această revelație lor are loc după momentul Văcărăștean, după ce au stat în închisoare în timpul procesului, în urma complotului pe care îl plănuiau asupra unor demnitari ai statului și oameni din mediul financiar și mass media evrei. Și chiar în acel moment, Codreanu împreună cu Moța, Radu Mironović, Ilie Gărneață și ceilalți pun bazele nucleului viitoarei mișcări legionare, care va trebui să atragă tot tineretul românesc în lupta împotriva acestui sistem bolnav, cum îl considerau ei, democratic și în lupta contra influenței evreilor. Bun, mulțumesc mult, Ștefan. O să revin la domnul profesor Sandu. În primul rând, Marcel Bartic, cât de important este acest moment de începutul anilor 20 pentru cristalizarea mișcării legionare? Esențial, sigur. Voiam doar să mai adaug în continuare ceea ce spunea invitatul dumneavoastră, Ștefan Peltea. Foarte interesant cum anume a apărut mișcarea legionară imediat după primul război mondial, când spre deosebire de Italia, de pildă, care să zicem că și-a construit discursul fascist pe anumite realități de după conferința de pace de la Paris, în cazul României e foarte interesant cum a apărut și de ce a apărut atunci. Pentru că, practic, România după primul război mondial aproape și-a dublat teritoriul, resursele economice, dar iată, și mulțumesc tare mult că ne-a oferit un subiect de reflexie, faptul că apare antidemocratismul pe un teren, practic, în care cei care organizatorii au reușit să identifice elementele prin care pot ajunge la popor, efectiv, la oamenii obișnuiți, în antiteză cu politicianismul celor de la București. Da, sigur, fără avea datele pe care le are Ștefan Peltea în acest moment, cred că este
momentul definitoriu pentru nașterea mișcării legionare și probabil că a dat și direcția pe care eu vom observa în toată perioada dintre cele două război mondiale. Domnule profesor Traian Sandu, în ce măsură a fost sciziunea, despărțirea între A.C. Cuza, care este, nu-i așa, patriarhul antisemitismului românesc, și Zelea Codreanu, o chestiune personală sau una de ideologie? Eu cred că a fost una profund de ideologie și vreau să revin pe ce spunea domnul Peltea. Acest antisemitism și parlamentarism, antisemitism și antiparlamentarism, care nu sunt... Sunt, bineînțeles, definitorii al legionarismului, dar antisemitismul, cum a spus-o, au spus-o foarte bine cei doi colegi, nu este chiar așa de... Adică este important, dar radicalismul, faptul că mergi la rădăcină, radicalismul legionar vrea să meargă mult mai departe, pentru că antisemitismul lui Cuza era, așa cum a amintit bine și domnul Batic, era un antisemitism mai mult de salon. Chiar dacă a încercat să devină violent în 38, când era la putere, era totuși la început mai mult universitar, mai mult de salon. Erau bătăi între studenți, etc., dar esențial nu era chiar așa de esențial. Asta toți studenții fac, în sfârșit sunt radicalizați, etc. Dar antisemitismul legionar a mers mult mai departe și, bineînțeles, rădăcina care a găsit-o este că, practic, ei tratau de evrei, luat ca o insultă, toți democrații, dar nu că evreul sau chiar democrația ar fi fost ținta lor esențială. Pentru că asta, bineînțeles, sunt victime ale fascismului, bineînțeles, dar dacă, și revin la definiția fascismului, dacă te mulțumești numai cu definiția fascismului ca antisemit, antidemocratic, rămâi în definiția negativă. Anti. Ori, ceea ce este important la definițiile moderne ale fascismului este că este partea pozitivă, între ghilimele, a fascismului, adică partea asta cu omul nou, renașterea, societate nouă, o Românie ca soarele pe cer, cum spunea Moța, adică visul ideologic care este mesianic. Și atunci, bineînțeles, partea negativă, antisemită, antidemocratică, antiliberală, are importanța ei, dar atunci, vezi, prin definiția aceasta nouă, modernă, importanța aspectului pozitiv, între ghilimele, a definiției totalitarismelor în general, de stânga și de dreapta, și acest totalitarism legionar fascist de dreapta, e bine, atunci se vede de ce a avut priză la masă și de ce a avut succes. Adică dacă te mulțumești numai să îi înjuri pe evrei și pe democrați, nu mergi prea departe. Dacă promiți profesor, mare și sare, atunci ești mult mai mare. Domnule profesor, avem un comentariu de la Constantin Vrabie, care zice: organizatorii fascismului au apărut mai întâi în Italia, 1919, sub forma fascilor, mișcare care a avut în frunte pe Benito Mussolini, care în 1922 a preluat puterea și a instaurat regimul fascist. Deci fascismul nu a apărut întâi în România, dar nici n-am spus așa ceva. A apărut peste tot, de fapt. A apărut peste tot, pentru că nu îi se spune fascism, dar această voință de a mobiliza masele în jurul ideii naționale, dar de a depăși naționalismul clasic din al XIX-lea secol, care a fost practic înfrânt în primul război mondial, a fost îndepărtat în primul război mondial, depășit de oroarea primului război mondial, și a trebuit să găsești noi, cum spun eu, noi droguri, noi alcooluri, noi promisiuni pentru a mobiliza populația. Ei bine, fascismul s-a născut practic concomitent în toate țările Europei și poate nu numai Europei. A.C. Cuza se lăuda că a folosit pentru prima oară Zvastica. Nu știu câte ani înaintea lui Hitler. Da, bineînțeles, dar asta nu este semnificativ. Astea sunt numai așa, semne exterioare. Asta nu este mare lucru, și zvastica fusese folosită și de alte grupări înainte de 1914, când nu era fascism. Nu asta este definitoriu a fascismului. Definitoriu a fascismului este organizare
plus masificare, plus entuziasm. Să ai prins de la masă, mai ales în România, unde a sosit votul universal, sufragiu universal, foarte, foarte târziu, în 1918-19, păi atunci, bineînțeles, era momentul fascist să radicalizezi nația cu promisiuni fantastice, care nici în al XIX-lea secol nu puteai să le faci, pentru că trebuie să promiți mult mai mult după primul război mondial, după sacrificiile. Da, când se introduce și votul universal, mult mai mult. E altceva. Da, Marcel Bartic. Da, da, doar o secundă, dacă mi îngăduiți, mă gândeam și, domnule profesor, poate ne ajutați puțin să înțelegem care este aportul, importanța Biserici, felul în care mișcarea legionară s-a conectat la Biserica Ortodoxă. Pentru că, cred, nu știu, este mai degrabă o chestie pe care o intuiesc, mi se pare că poate mai important decât doza aia de antisemitism de care discutam un pic mai devreme, mi se pare că a cântărit mai mult faptul că s-au prins, s-au conectat de tot ce a însemnat simbolistica Bisericii Ortodoxe. Și asta mie mi s-a părut că a fost ca o picătură de cerneală pe care o verși într-un pahar și cred că în felul ăsta au reușit să ajungă poate mult mai bine decât cu discursul antisemit al lui Acecuza. Cât de mult a contat? Da, chestia cu religiozitatea lui Codreanu este problematică, pentru că eu o interpretez așa. România fiind totuși o țară mai puțin dezvoltată, mai puțin urbanizată, mai puțin industrializată și mai puțin laicizată decât țările mai moderne, precum Italia și mai ales Germania, e bine, ca să ai priză la masele în România, nu puteai să te mulțumești, care erau încă rurale și încă aveau spirit încă de deferență și spirit de supunere vis-a-vis de instituțiile tradiționale, precum monarhia, precum biserica, precum notabilitățile locale, oamenii importanți locali, e bine, ca să ai priză la masă, trebuie să te adaptezi lor. Și 80% țărani. 80% țărani. Și pentru aceasta, bineînțeles, trebuie să treci prin, practic, cum spunea Emilio Gentile, fascismul în general, totalitarism, adică totalitarismul în general, fascismul în deosebit, sunt religii politice. Dar ca să ai priză, să faci o religie politică dintr-o ideologie politică, ca să faci religie politică, păi atunci trebuie să treci prin ce convine poporului în care te găsești. Și atunci germanii, care erau un popor foarte educat, alfabetizat de mult, industrializat, urbanizat, păi ei erau foarte sensibili la chestia rasei, ca să depășești naționalismul tradițional, păi trebuia să le dai alcool mai puternic și trebuia să le dai ideea că ei trebuia să se realizeze prin puritatea rasei. Într-o țară mai mediteraneană, mai puțin dezvoltată, precum Italia, și care aștepta mai mult de la stat, păi trebuia să treci prin stat. Statul a făcut unitatea națională și oamenii de stat au făcut unitatea națională în Italia și atunci ideea de stat era mai puternică și s-a trecut prin stat. Mussolini avea mai puțin o ideologie rasistă decât Hitler, dar avea o idee de a penetra statul și de a face din stat un fel de religie. Și era și ateu, spre deosebire. Era și ateu. Bun, și Hitler era, în sfârșit, s-a discutat mult despre religia lui Hitler, în sfârșit, nu sunt eu specialist. Dar în România, care este o țară, și în Ungaria, la fel, și în Croația, la fel, care sunt țări totuși mai rurale, mai puțin dezvoltate, mai puțin urbanizate, păi trebuie să te folosești de elementul spiritual care ține inimile și mințile oamenilor. Și ceea ce ține inima și mintea țăranului român, ungar și croat, păi este, bineînțeles, religia. Și atunci trebuie să treci prin religie. Nu, deci Codreanu, bun, că era om credincios, o fi fost, dar ca om politic a folosit biserica și a folosit religia și, de altfel, unde se vede că nu era, că se vede că era totuși puțin artificial chestia asta, este că o parte din ierarhia bisericii românești era ostilă lui Codreanu, numai tineri. Dar nu preoții de la bază.
Păi tocmai asta este. Preoții de la bază și preoții tineri, era și o chestie generațională, preoții care vreau să aibă și ei priză la oameni, bineînțeles că vor să intre în suflet și în inimă și în spirit, păi atunci ei au fost și ei interesați de garda de fier. Dar ierarhia, bineînțeles, care era mult mai instituțională și fiind cezaropapism în spațiu ortodox, păi era, bineînțeles, supusă regelui și atunci era ostilă mișcării legionare. Deci, da, asta este interpretarea. Este da. Că dacă vrei să ai succes în România, trebuie să treci prin biserică, pentru că nu este ca în Italia și mai ales ca în Germania, nu este o țară la fel de evoluată. Vorbiți la prezent. Trebuie să folosești religia, asta e tot. Da. Mulțumesc, domnule profesor. Vom reveni la mișcarea legionară. Vreau însă să-i mulțumesc lui Ștefan Peltea, care a fost cu noi pentru o scurtă intervenție. Vă reamintesc, a apărut recent cartea sa O scurtă istorie a genezei mișcării legionare 1919-1925 la editura Letras. Recomand această carte, e un istoric tânăr, este un gest de curaj, aș spune eu, publicarea acestei cărți. Mulțumesc, Ștefan Peltea. Vă mulțumesc mult. Așa, deci continuăm discuția noastră despre mișcarea legionară, esențialmente bazându-ne pe cartea domnului profesor Traian Sandu, Fascism românesc, istoria gărzii de fier. Cineva ne pune întrebarea, nu mai văd pentru că pe Facebook se rulează comentariile și nu văd decât 4 comentarii, nu mai țin minte numele. Cineva întreabă despre terorismul gărzii de fier. A devenit mișcarea legionară fascistă numai când a început cu atentatele? Cine vrea să răspundă? Domnul Bartic? Începeți dumneavoastră și după aia o să comenteze Marcel Bartic. Bine, partea teroristă, cum am spus, dacă ești numai terorist, nu ai priză. Deci a fost terorist, momentul terorist este momentul 1923 și momentul 1924, eventual 25. Bun, în primul rând era la modă, pentru că și comuniștii erau mari specialiști și mai ales era încă mișcare tânără, într-un fel păcat că domnul Peltea nu a putut să rămână cu noi, dar pentru că ar fi avut și dumneavoastră ceva de spus, este pe momentul în care trebuie să arăți că ești ideologie antisistem, mișcare antisistem, tânără și atunci, bineînțeles, trebuie să fie în ruptură puternică cu ceea ce se face atunci. Și asta dă și prestigiu, bineînțeles, pentru că era criza morală, criza politică, moralei politice, așa de puternică, pentru că dacă și statele ele însuși, statele naționale serioase, construite în al XIX-lea secol, au dus la excese așa de importante, precum primul război mondial și baia de sânge care a fost primul război mondial, păi atunci, bineînțeles, ca să le depășești și să depășești generația asta din al XIX-lea secol, trebuie să oferi, cum am spus, droguri și alcooluri mult mai puternice. Și asta se demonstrează, acest spirit de ruptură cu sistemul vechi și cu căderea imperiilor. Și dacă vrei să arăți că vrei să faci un stat nou cu o societate nouă mobilizată, pe atunci momentul terorist este important, dar nu este deloc suficient. Ăsta este momentul 23-24 în care aripa tânără a Lanc, a Ligii de Apărare a Lucuza, aripa tânără condusă din 23 de Codreanu, se distinge, se deosebește de aripa bătrână. Și asta, bineînțeles, este o etapă foarte importantă, 23-24, în ruptura cu aripa bătrână și în deosebirea și definirea noii mișcări în 1927, când și naște. E o ruptură politică, nu personală. Da. Marcel Bartic, referindu-ne la terorism, el depășește cu mult pragul anilor 20. În 33 asasinat Ighe Duca, în 36 disidentul Mihail Stelescu și în 39 prim-ministru Armand Călinescu. Și totuși, aceste
acte de terorism nu au dăunat popularității Mișcării Legionare. Da, observație, un subiect, un subiect sensibil, pentru că aici cred că ar trebui să ne referim neapărat la personajul istoric Codreanu, cât la mentalitățile specifice poporului român din perioada celor două războaie mondiale. Și înclin să cred că ideea asta de violență nu era neapărat, să zic, o proiecție negativă în mintea oamenilor, mai ales a celor dintr-o categorie socială mai puțin educată. Poate că și pe asta a mizat. Aduceți-vă aminte că studiile arată că, inclusiv între cele două războaie mondiale, pe lângă lipsa de educație, da, violența era la ordinea zilei printre oamenii, să spunem, dintr-un anumit segment social. Inclusiv la țară, unde locuia majoritatea. Exact, la țară. Păi la țară vorbim despre situații în care, nu știu, violența este un mod de viață. Ori Codreanu n-a făcut altceva, chiar înclin să cred că, de fapt, Codreanu s-a inspirat din ceea ce știa că există în mod curent printre oameni. A fost mai degrabă așa o sursă de inspirație. Sigur că lucrurile astea păreau agresivitatea asta părea ciudată, amenințătoare doar la nivelul unor elite, un segment foarte restrâns de oameni, dar pentru ceilalți erau chestii obișnuite, erau un mod de viață. Deci, cu alte cuvinte, este mai degrabă, cred că spuneați foarte bine, domnul profesor, mai devreme, cred că mai degrabă Codreanu s-a pliat pe niște realități sociale și niște mentalități. Da, domnule profesor Traian Sandu, deci noi nu trebuie să judecăm Mișcarea Legionară și, în general, societatea interbelică românească după standardele de astăzi, pentru că, cum zice domnul Bartic, violența era mult mai acceptabilă în acele vreme. Chestia este totuși de discutat. Este adevărat că exista un fel de violență endemică în societatea, mai ales în societatea rurală, și de altfel, în moment, chiar înainte, când era votul cenzitar, se lăsa cu bătăi, veneau bătăușii și la momentul alegerilor se lăsa cu bătaie, inclusiv cu bătaie de la administrație, de la poliție, etc. Când ținea administrația, inclusiv cea a poliției, era mult mai ușor să fie ales. Așa, este adevărat că exista această violență și socială și politică, și înainte, de altfel, de votul universal, sufragiu universal, și după. Este adevărat. Dar, totuși, de ce este și teza diferită? De ce legionarii au apărut totuși așa de șocanți cu aceste asasinate? Bun, este adevărat că asasinatele la nivelul elitei a fost numai cazul Catargiu în al XIX-lea secol, dar deci părea așa, la nivelul elitelor, părea totuși mai șocantă. Dar violența a fost, este și altceva în violența legionară. Este adevărat că este la nivelul elitelor, pare șocant, dar este și altceva. Bineînțeles, au fost asasinatele acestea celor doi prim-ministri, bineînțeles, la care au fost șocante, de la care s-a reacționat, mai mult sau mai puțin oficial. Dar este și altceva în violența legionară, este că ea este masificată. Și nu este violența, așa să zicem, endemică. Este violență care este învățată și predată, practic, la nivelul maselor legionare, în cuiburile legionare, și este care erau organizații teroriste autonome. Autonome, și este teorizată, este cu teorie. Și ce spune, am găsit un document în arhivele românești, unde un mare om politic, dar nu îi se spune numele, trimis vizibil de Carol, se duce la Codreanu în 1936 în lagărul de la Carmen Silva, în sfârșit în tabăra de muncă, clar, în sfârșit, unde făceau ei lucrări la malul Mării Negre. Așa. Și spune: lasă violența, te rog. Și el, Codreanu, îi spune ceva foarte interesant: păi nu mai pot. Nu mai pot, pentru că la mine violența este așa. Am predat-o și
din momentul în care am predat-o, ea se dezvoltă cu o dinamică proprie. Adică eu nu mai pot să spun legionarilor mei, lăsați violența, pentru că asta face parte din educația lor, adică din îndoctrinarea lor, și era la Codreanu, asta nu a spus-o, că era totuși și puțin ipocrit, nu era numai așa, în sfârșit deschis mobilizator, câteodată avea și el micile lui și retlicuri, era într-un fel pentru el că să nici nu să nu fie acuzat după o violență, după un asasinat, etc., să nu fie acuzat el. Adică el lăsa, dădea ideea, ar trebui să fie omorât cu tare, sfârșit spunea de rău de cu tare, și după aia a lăsat câteodată cuiburile, într-un fel destul de autonom, să dezvolte. Da, cum a fost și asasinarea lui Igheduca, care a fost făcută de trei oameni, care după aia toată lumea a făcut pasul înapoi. Da, pasul înapoi, așa. Și da, nimeni nu era responsabil, nici usturoi nu mâncase, nici gura nu le putea. Dar cam asta a fost la Codreanu. Da. Și asta era în 36, deci când asasinatul avusese deja loc. Și el, de exemplu, el era pe malul Mării Negre la Carmen Silva în 36 și în același timp avea loc, el nu a fost prezent, acea mare întrunire, am uitat în ce oraș, știți, a studenților în 36, era la, nu la Pitești, era în alt oraș. Am uitat că am scris cartea acum mai mult de 10 ani. Așa, era marea întrunire, am uitat unde, și el spune, vedeți, oamenii aceștia sunt violenți, practic, și în absența mea. Nu am nevoie de mine să fie violenți, dar asta arată, denotă dinamica violenței la fasciști. Șeful nu dă direct ordinul, dar există această dinamică a violenței care face că inițiativa poate să fie luată în orice cuib și la orice nivel. Și atunci, bineînțeles, asasinatul el se produce fără ca lanțul logic și lanțul de comandament să fie clar delimitat. Nu se știe cine a dat ordinul. Marcel Bartic, aici avem, trecem de momentul 1936, când se înființează organizația muncitorească legionară, și se pare că în cei doi ani până la moartea sa, Corneliu Zelea Codreanu a pierdut progresiv controlul asupra mișcării legionare, iar când mișcarea legionară va ajunge la putere în 1940 și va fi inundată de oportuniști care intră, se pierde controlul și mai mult. Da, în mod categoric. Sigur, perioada asta este, cred, și una în care lucrurile se complică pentru el. Devine o figură publică. Devine o figură publică, intră deja în polemici cu diferite personalități și cumva, e adevărat, spuneați un pic mai devreme, scapă de sub control. Vă mărturisesc că nu am neapărat o explicație acestui moment, care ar fi cauzele, care ar fi motivele pentru care... În tot anul 38, până a fost asasinat, a fost în închisoare, deci nu mai avea controlul. Da, sigur. Dar cred că faptul că deja ajunsese într-un punct în care devine, nu știu, o persoană publică cu o vizibilitate foarte mare și este mai atent la imaginea lui și la felul în care se raportează la politicienii de la București, cred că este un moment în care, cred că ăsta este cel în care pierde controlul asupra membrilor de rând. N-aș putea să vă spun, vă spun cu toată onestitatea, să spun care ar fi cauzele care l-au adus în punctul ăsta, dar e foarte adevărat că asta este perioada în care sesizăm că cumva nu mai era aceeași autoritate asupra membrilor mișcării. Da, domnule profesor Traian Sandu, această problemă a masificării e o armă cu două tăișuri, nu e așa, pentru liderii mișcării? Da, este chestia controlului pe mișcare și totuși controlului pe o mișcare într-o țară unde comunicarea politică nu se face așa de ușor, pentru că este și lipsa de alfabetizare și lipsa radioului, cum era, de exemplu, în Germania, etc. Așa. Dar, da, am găsit din nou, congresul studențesc a avut loc la Târgu Mureș. Și atunci a fost criticat regele, a fost criticat doamna Lupescu, amanta regală, etc. Și Codreanu, efectiv, el era
el era pe Marea Neagră și nu mai stăpânea chiar tot. Pentru că erau și o chestie de generație. El a murit în 38, la 38 de ani, dar el era deja bătrân și erau unii mai tineri și mai agitați intelectual, care dinamizau mișcarea. Și în primul rând, Horia Sima, care a fost Horia Sima, care era și un adevărat revoluționar fascist, era printre intelectuali, și Emil Cioran, care era un absolut un radical fascist. Față de Mircea Eliade, care era mult mai... Mircea Eliade, nu neapărat mai moderat, dar era nepotrivit pentru politică. Era un pic mai tradițional, un pic mai conservator și un pic mai religios. Da. Asta este și chestia. În schimb, Cioran era într-adevăr un revoluționar ateu de dreapta. Deci un adevărat fascist. În sfârșit. Deci, la Târgu Mureș putem să delimităm la Congresul din Târgu Mureș din aprilie 36, Congresul Studențesc, cu începutul poate a pierderii autorității a lui Codreanu pe mișcare. Cu toate astea, bun, și s-a văzut și în faptul că au murit după aceea Mota și Marin, au murit în Spania și au avut mare, bineînțeles, mare alai, etc. Și de atunci, adică este un fel de dinamică în controlul șefilor carismatici totalitari pe mișcare. Ce se întâmplă? Ca și la comuniști, și eu am văzut asta și cu Ceaușescu, ca și la comuniști, sunt faze. Este o fază de oarecare libertate care șeful o lasă maselor militanților și lasă să fie un fel de efervescență, de emulație printre ei și o fază de libertate în care și Codreanu și de altfel și Ceaușescu spune așa, discutați în celule, să fie dezbatere, adică cum spunea și Mao, să fie cele 100 de flori, mi se pare, mișcarea... Da, centralismul democratic, îi spuneau comuniștii. Mișcarea cu Dazibau, în sfârșit, în care fiecare scria pe pereți, da, ce avea doleanțele lui, ce vrea să asta. Deci este mișcarea asta în care se lasă să fie un fel de efervescență în masele militante. Și după aia este dinamica inversă în care șeful și superstructura mișcării din nou strâng în mână mișcarea și printr-o mișcare de epurare și printr-o dinamică de epurare. Și atunci ca să vadă cine e cu noi și cine e cu împotriva noastră. Este și asta. Și a lăsat libertate. Deci asta a permis militanților să se simtă liberi, să se arate că este o adevărată dinamică și mișcare și avânt în mișcare, dar după aia, deci asta este mișcarea, cum spun englezii, bottom-up, din jos în sus. De jos în sus. Jos în sus. Da. Și după aia este up-down și este la reprise en main în care șeful epurează, preia controlul. Ia controlul, da. Din nou, pune din nou mâna pe mișcare. Deci da. Nu este obligatoriu, să zicem, o pierdere de autoritate a lui Codreanu. Este o mișcare naturală, o respirație naturală a mișcărilor totalitare, fie ele comuniste sau fasciste, în care trebuie să lași libertatea, mai ales tineretului, și după aia să-l iei din nou în mână și să-l strângi ca să-i dai autoritatea, să-ți regăsești autoritatea politică. Da. Deci este ceva, un fel de oscilație, așa, și nu este obligatoriu o mișcare într-un singur sens. Este o oscilație. Și o metodă. Da, bun, vă mulțumesc. O să revenim la faza finală a mișcării legionare, preluarea puterii în septembrie 1940, alături de Ion Antonescu. Domnule Marcel Bartic, vreau să spuneți-mi puțin despre lecțiile de istorie, despre elevii dumneavoastră și despre cât de mult îi interesează problematica asta a perioadei fasciste, Holocaustul. Da, e bine, eu am să vă spun că sunt cumva norocos, pentru că am șansa de a avea niște elevi receptivi și care au deja, până să fi venit eu aici la școală, au un background foarte consistent din punctul ăsta de vedere. Dar dacă mi-i îngăduiți, aș încerca să fac așa o poză a felului în care este reflectată această temă, în general, în manuale, în școlile din România, pentru că începusem să vă spun la începutul întâlnirii
noastre că despre fascism, de pildă, există așa doar câteva mențiuni foarte modeste în manualele de clasa 11-a și de a 12-a. Și o dezbatere reală pe subiectul ăsta și în mod special pe ce a însemnat mișcarea legionară, Corneliu Zărea Codreanu, și o să ajungem mai târziu, sunt convins, și să discutăm și despre cum este privit generalul Antonescu. Aici sunt, cred că, trei direcții pe care cumva le-am sesizat de când sunt la catedră. O direcție, un nucleu dur acolo, care le susține fățiș. Da, sunt oameni care, o spun cu toată onestitatea, în fața copiilor, că mișcarea legionară și-a avut rostul ei, că de fapt obiectivele au fost nobile, conexiunile de care vă întrebam un pic mai devreme cu ce a însemnat religia, biserica ortodoxă, dă cumva greutatea acestui discurs. Bun, asta ar fi o direcție. Cealaltă direcție este cea, nici nu știu cum să le spun, cea neutraliștilor hiperprudenți, care cumva, deși undeva în mintea lor înclină mai degrabă spre prima zonă, nu realizează că nu e în regulă să-și afișeze foarte deschis atitudinea asta față de mișcarea legionară, și atunci o scaldă în zona că nu știm foarte bine. Nu știm, au făcut și de alea, dar în general e un subiect controversat. Da, evident că, iată, după discuția pe care am avut acum, unele lucruri sunt foarte clare. Și o altă zonă care refuză efectiv să vorbească despre asta, pentru că își imaginează că, realizează că este un subiect atât de sensibil încât refuză efectiv să discute despre asta. Nu își asumă absolut nicio responsabilitate. Deci, cu alte cuvinte, dacă vreți așa o imagine foarte, foarte pe scurt asupra modului în care se vorbește despre mișcarea legionară și suplimentar despre Antonescu, cam astea ar fi cele trei direcții principale. Ce mă îngrijorează pe mine foarte tare n-ar fi neapărat zona aia de profesori care și-au asumat deschis antisemitismul, susținerea mișcării legionare, cât celelalte două. Asta mă îngrijorează pe mine foarte tare. Sunt cei care cumva, știți că vorbeam la un moment dat, domnule Cleș, de antisemitismul ăla latent, care nu e unul foarte vizibil, dar îl știm, îl simțim, îl vedem undeva acolo. Ăsta mă îngrijorează foarte tare. Și în al treilea rând, cei care nu vorbesc deloc. Și asta este, cred, o bună parte dintre profesorii de istorie, care evită să-și asume responsabilitatea unei discuții, a unei dezbateri oneste cu elevilor pe tema asta. Sigur, acum n-aș vrea să exagerez foarte mult. Sigur că în ultimii ani s-au mai făcut pași înainte după raportul Comisiei Elie. Faptul că am ajuns, incredibil, că am ajuns să vorbim despre introducerea în planul cadru a unei programe școlare privind studiul Holocaustului și istoria evreilor, este în mod evident un mare deci pas înainte. Deci disciplina obligatorie, ca să înțeleagă lumea. Disciplina obligatorie, da, iertați-mă că reflexul de profesor. Pe de altă parte, să știți că o să fie o discuție aici, sunt tare curios să văd care va fi impactul, pentru că mă uitam de pildă pe niște statistici făcute de cercetătorii de la Elie Wiesel și în continuare antisemitismul și habarnismul cred că vor fi niște piedici serioase pe care le vom lua în considerare. Acum nici nu știu să vă spun, programa școlară va intra în vigoare de la anul încolo. Da, da, să nu uitați, vă rog, că noi lucrăm tot cu cele trei categorii de profesori. Deci profesorii trebuie reciclați într-un fel ca să folosesc. Da, eu am vrut să propun mai întâi formarea lor. Bun, avem două comentarii. Adrian de Aron. Există și azi fascismi care nu ucid. Fascismul promovează violența, rasismul, intoleranța față de alte partide, xenofobia. Fascistul nu e neapărat un asasin de trupuri, e mai degrabă un asasin oportunist al sufletelor. Fascistul e un ipochimen moral care amăgește mulțimile. Și Dan Romașcanu din Israel, ingineria socială cu mirajele sale, omul nou, viitorul luminos, imperiile proiectate în viitor, mesianismul, conducătorul puternic, sunt caracteristici comune ale totalitarismelor de stânga și de dreapta din secolul 20. Ceea ce este specific variantei românești este componenta religioasă și complicitatea establishmentului religios. Domnule profesor Traian Sandu, haideți să vorbim despre omul nou, despre care mulți cred că l-au inventat comuniștii. Dar nu l-au inventat ei, l-au inventat legionarii. L-au inventat amândoi, de fapt.
La amândouă totalitarismele le-au inventat și vreau să, bun, pot să reacționez un pic și pe ce ați spus despre atitudinea profesorilor vis-a-vis de legionarism și că unii îndrăznesc, unii nu îndrăznesc, unii o scaldă, unii ascund, etc. Vreau să spun, este și faptul, vreau să revin la ce am spus la început, este și faptul că fascismul a fost mult timp o insultă și rămâne. Și de aceea, bineînțeles, nimeni nu vrea să fie nici insultat, nici să-și asume deschis ideile. Din momentul în care aveți o abordare, asta este un pic idealism din partea mea, idealismul savantului, să zicem. Dar, din momentul ce aveți o abordare științifică, o definiție cât de cât științifică, în măsura în care istoria poate să fie o știință, sunt absolut sigur că buba se dezumflă, bășica se dezumflă, buba se sparge cât de cât și vreau să spun, nu numai în România, și în Franța aveți și un evreu, Eric Zemmour, care se prezintă la alegerile prezidențiale. Atenție, vrea să se prezinte, că încă nu are semnăturile, mai sunt semnăturile primarilor. Dar nu vă faceți grijă, Partidele democratice au un fel de bancă de semnături și o să îi le ofere, pentru că omul are cote mari. Are 15% în sondaj. Are între 10 și 15% și o să li se ofere ca să îi se oferă posibilitatea să se prezinte. Să nu iasă lumea în stradă dacă el și cum Marine supere, Le Pen. Să nu se supere, da, să nu fie mișcare, adică să nu fie supărare și mai mare democratică și sentiment antidemocratic și mai mare că s-a furat dezbaterea. Deci vreau să vă spun, nu este o chestie numai de antisemitism sau de antidemocratism. Și el fabrică istoria, și el falsifică istoria pentru că are o abordare de aceasta ultranaționalistă. Da, și revizionistă. Și revizionistă vis-a-vis de Petain și ultra-integraționistă așa a evreilor, adică ca toate minoritățile să se uite de ele și să integrăm totul. Bine, și antimusulman. Este și antimusulman, și chestia palestiniană care joacă ceva aici, are și un rol cu radicalizarea la dreapta evreilor contra musulmanilor. Este și chestia asta, dar la el este și chestia asta de a integra foarte mult națiunea pentru a uita de religii și a uita de minorități. Asta. Bun, dar vreau să spun, nu este numai o chestie de religie și de atitudine vis-a-vis de democrație. În abordarea școlară, ca să vorbim de profesori și de școlari, dacă se vorbește de fascism, eu iluzia asta cel puțin științifică, dacă se vorbește de fascism ca de o ideologie care a avut momentul ei, poate are și renașteri, dar a avut momentul ei, a însemnat ceva la un moment dat și a mobilizat, a entuziasmat categorii foarte largi a societăților și a societăților în tuturor țărilor europene și chiar din America de Sud și poate eventual din America de Nord și din altă parte, din Japonia, în sfârșit în toate societățile moderne care au trecut prin primul război mondial, deci mai ales alea europene, păi atunci se poate dezumfla un pic putreziciunea aceasta și puroiul acesta, infecția aceasta și atunci oamenii ar putea să vorbească mult mai deschis, inclusiv laudator, dacă unii se laudă și vreau să spun, cum spunea și colegul Vartic, păi aceștia sunt cei mai puțin periculoși pentru că sunt cei mai deschiși într-un fel la dezbatere. Da, și pot fi contracarați. Poți fi contracarat, dar nu este vorba numai să spui, uite, domnule, omul s-a dat pe față și atunci l-am reperat. Se explică cu argumente de ce... Poți să discuți cu el și atunci poți să ai o discuție, vreau să spun, rațională. În schimb, acela care se ascunde sau este rușine așa, păi el dezvoltă, bineînțeles, infecția sufletului. Ăla măcar care se dă pe față, păi este un om cu care poți să vorbești cinstit. Deci sunt cei mai puțin periculoși, da. Sunt de acord cu colegul. Domnule profesor, hai să ne întoarcem la omul nou, pentru că mi se pare un subiect fundamental. Păi este un subiect foarte important și, bineînțeles, este promisiunea omul nou, societatea nouă, este promisiunea tuturor ideologiilor totalitare, bineînțeles. Și este, bineînțeles, sâmburele cel mai entuziasmant, pentru că
societatea nouă, bineînțeles, toate ideologiile spun că țara o să fie mai bine și sau lumea întreagă o să fie mai bine dacă se impune ideologia lui marxistă sau ultranaționalistă, etc. În sfârșit. Dar când vorbești de omul nou, este chestia antropologică, nu este numai chestie socială. Te situezi în chestia intimității. Și este această dezbatere despre totalitarism, să știi ce este de fapt totalitarismul. Unii au spus în anii 50-60, definițiile clasice, Brzezinski și alții, că este ceva impus de sus în jos, un fel de superdictatură. Și nu este adevărat. Pentru că dacă ar fi numai dictatură, la un moment dat societatea se revoltă. Da, 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 explicați. Codreanu voia să o ia de jos în sus și să reformeze oamenii în... Bineînțeles. Și de-aia vine acum la a doua definiție, aceea a lui Hannah Arendt. Și Hannah Arendt a spus, nu, domnule, vezi că dacă Eichmann a omorât evrei și asta, era pentru că era numai o rotiță în Într-un mașinăria sistem. Birocratică a societății moderne, a statului modern. Fals și aia. Nu este nici dictatura de sus în jos, nici mica rotiță a statului modern, rațional, hiperrațional, pentru că, de fapt, oamenii, rotițele, la un moment dat, se blochează dacă omul are totuși un sentiment uman. Deci nu ar fi fost nici genocidul evreiesc dacă ar fi fost numai rotiță, pentru că rotițele alea se blochează, se ruginesc. Da, adică era o chestie, întreaga societate a contribuit într-un fel sau altul. Da, și atunci vii la a treia definiție a fascismului și a totalitarismului, este entuziasmul. Și asta este entuziasmul și de aceea a funcționat inclusiv și cu genocidul evreiesc, care este un fel de, iertați-mă să spun, nu este esențialul, este foarte important, dar dacă nu ar fi fost entuziasmul ăsta pozitiv propus de fascism sau de comunism, niciodată nu ar fi fost rezultatele negative antiliberalism, anticomunism, antisemitism. Și genocid, bineînțeles, cum a fost și de partea comuniștilor, etc. Cum să omori 7 milioane de țărani, dintre care 4 în Ucraina în 1933, dacă nu este vorba, cum spune francezul, trebuie să spargi ouăle ca să faci omleta. Păi da. Trebuie să faci sacrificii sociale ca să faci societatea nouă, aia cea bună și omul nou. Adică omul nou este foarte important, mai important decât societatea nouă, pentru că societatea nouă este o promisiune care o face tot partidul politic ca organizație și instituție socială. În schimb, omul nou, atunci intri în intimitate. Dar nu este dictatură în intimitate, cum se spunea. Da, trebuie să schimbi o mentalitate profundă. Schimbi mentalitatea și entuziasmezi omul, l-ai mobilizat. Deci revenim la ce spuneam la început. Omul nou l-a entuziasmat. Nu e invenția comunismului sau al lui Ceaușescu? Sau... Nu, nici de cum. Erau amândouă. Amândouă ideologii. Dar legionarii au spus-o înainte a comuniștilor. Nu, asta pentru că, iertați-mă, asta pentru că legionarismul a fost mai important decât comunismul înainte. Dar vreau să spun că lumea nu știe ce a însemnat mișcarea legionară. N-are impresia că comuniștii au inventat totul. Nu, comuniștii au preluat foarte multe. Foarte mult de la legionari, bineînțeles. Păi și Ceaușescu a preluat foarte mult de la harisma lui Codreanu și de altfel el însuși a ezitat la un moment dat să devină legionar. Deci nu e asta problema. În schimb, de ce? Asta pentru că legionarii fasciștii au fost mai importanți în România înainte. Și au avut un succes de masă pe care comuniștii nu l-au avut. Mult, păi n-au avut comuniști, dar a avut Ceaușescu ca național comunism, când a preluat și fițele regionarilor, pentru că practic a preluat multe lucruri. Da, vreau să-l întreb pe Marcel Bartic despre această legătură legionarism-național-comunism și ajungem și în ziua de azi. Deci e o moștenire importantă.
Da, categoric, categoric. Și probabil că vă aduceți aminte de versurile celebre de Capitane, nu fi trist, garda merge înainte prin Partidul Comunist. Asta cred că exprimă cel mai bine maniera în care, iată, și nu numai ideile, că vă aduceți aminte, perioada lui Dej este mai degrabă de o altă direcție ideologică. Sigur, a fost preluată de Ceaușescu mai târziu, dar la nivel de simboluri, la nivel de felul în care s-au conectat mai puțin la partea religioasă, iată, de data nu, asta. Nu, și limbajul. Dar limbajul, e adevărat. Și mi-aminteam ascultându-l pe domnul profesor, știu că citise la un moment dat într-unul dintre discursurile lui Zelea Codreanu, vă spuneam despre felul în care își alege cu atenție cuvintele, vorbea de, nu doar, e adevărat, entuziasm și de puritatea omului nou. Nu? Pentru că vorbea de elementele care sunt, mă rog, care amenință puritatea omului nou, că reprezintă o infecție. Da? Și ei sunt chemați acolo, au un rol mesianic de a înlătura această infecție. Iată, și lucrurile astea se vor regăsi mai târziu în discursurile din timpul național comunismului, pentru că au preluat lucrurile astea care dau forță unor cuvinte. Sigur că regăsim, mai ales în etapa lui Nicolae Ceaușescu, găsim multe din ideile legionarilor. Da, și mai ales în anii 80, când naționalismul se exacerbează și trece în xenofobie și cu vagi elemente de antisemitism controlat. Da, sigur, până la urmă totalitarismele, am senzația, fără a fi neapărat un expert în zona asta, dar am senzația că totalitarismele, deși la nivel de discurs sunt antagonice, dar eu cred că învață bine mersi unele de la altele, așa, și își împrumută la nivel de simboluri și împrumută idei, așa, și cred că dacă, mă rog, sper să nu mai fie nevoie să mai analizăm un alt totalitarism în afară de cele pe care le-am discutat istoric, dar cred că da, la un moment dat da. O să vedem o combinație. Asta vreau să-l rog pe domnul da. Profesor Traian Sandu, această convergență legionarism național-comunism. Da, o să vedeți că din păcate da, pentru că eu am un al treilea exemplu care poate nu o să fiți de acord, dar eu sunt de acord cu mine însumi, ceea ce este deja important. Dar dumneavoastră poate că nu o să fiți de acord, pentru că este mai polemic și mai actual. Vreau să spun că sunt total de acord cu colegul Bartic, care a spus că este acest discurs pe care comuniștii îl însușeau, așa zis, științific. Dar discursul științific cu izuri biologice și matematice, fizice, de altfel, există și la Codreanu. Bineînțeles, este tratarea evreilor și a comuniștilor ca o putreziciune biologică, ca o infecție sau ca animale dăunătoare. Asta există. Da, de la Uza și Paulescu inspirat. Cerc care trebuie să-i strivești. În sfârșit, asta există și în discursul național comunist în timpul lui Ceaușescu, sunt chestia asta. Este în biologie, a fost important la Ceaușescu faptul că trebuia să facă copii mulți, știți, a fost politica natalistă și atunci au preluat foarte mult, și asta ar trebui să-l invitați pe Marius Turda, specialist de darwinism social și de eugenism. Știu că a fost... Care sunt invențiile extremei drepte. Invențiile extremei drepte preluate de Ceaușescu în anii 60-70 și preluate practic direct, pentru că mai erau medici din anii 30-40, care activau încă sau fusese scoși din închisoare, ca atâți legionari foarte mulți, și care activau chiar la minister în anii 60-70, și discursul acesta biologic, natalist, eugenist, trebuie să îndepărtez pe aia care nu corespund biologic, exista foarte mult, bineînțeles, și pe timpul lui Ceaușescu. Dar mai ales prin natalism și vitalismul ăsta fascist, natalist, care Ceaușescu l-a preluat. Trebuie să facem copii mulți, asta, dar este un discurs ambiant care exista și în dreapta clasică. De exemplu, De Gaulle spunea în fiecare an, ne-am născut atâți bebeluși noi și suntem foarte mulțumiți, dar ăsta este un discurs înmoștenit din anii 30 și radicalizat, bineînțeles, când impui lucrurile așa de dure femeilor, cum a impus Ceaușescu. Bine. Este și limbajul științific, matematic, practic. La un moment dat, Codreanu spunea, sunt ca un farmacist și trebuie să îmi măsor cuvintele. Deci este și chestia asta. Sau suntem pe ultima sută de metri și trebuie să alergăm. Deci avea el și un fel de imaginar științific
foarte, foarte milimetrat, foarte cadrat. Dar vreau să vă spun că despre aceste totalitarisme și despre omul nou, ca să știți că această fantasmă cu omul nou, această himeră, există nu numai la totalitarismele catalogate, adică comunism și fascism. Mult mai de mirare, dar nu chiar de mirare, se găsește și la o ideologie care activează actualmente și este mult mai mult în dezbatere pentru că este la putere. Este de ideologia neoliberală. Iertați-mă, nu sunt numai comuniștii, nu vreau să spun de bine de comunist, hai că nu era să fie executat în 52, pentru că a rezistat, a salvat niște țărani, era militar în termene, a salvat niște țărani de la colectivizare, fugeau în mulți. Bine. Nu vreau să relativizez nici comunismul, nici fascismul. Dar neoliberalismul, care s-a născut istoric în 1938, în jurul marelui jurnalist american, uite că e mult, Lippmann, Walter Lippmann, să nu uit numele. Născut în 1938, un om care a vorbit și a inventat termenul de totalitarism. Dar el însuși, fiind liberal, după 1929, când liberalismul a arătat că putea și el să ducă la crize profunde, da, cei care au adus succesul fascismului, în mare parte, criza din 29. Bine. Ei, în 1938, el a inventat, practic, neoliberalismul, care este actualmente, iertați-mă, la putere. A fost la putere cu Margaret Thatcher, cu Reagan. Dar când Margaret Thatcher, așa zis mare democrată anticomunistă, îți spune că nu există alternativă la politică, la politica ei, liberală, de reducere a cheltuielilor sociale. Și de implicarea statului în economie. Deci, exact. Când trebuie să implici statul în impunerea liberalismului, atunci ai și atunci un discurs totalitar și Jean Monnet, marele european, Jean Monnet care... Inventatorul Uniunii Europene. Da, fondatorul Uniunii Europene, în sfârșit de comunități europene și după aia Uniunii Europene, care practic este activ în relațiile franco-americane din 1917, că el a organizat ajutorul american în Franței în primul război mondial. În sfârșit, un mare liberal, știți? În memoriile lui, nu le-am citit eu, ca să fim cinstit. Citație de un savant francez foarte bun, Antoine Vauchez, care a scris Democratiser l'Europe, în sfârșit, care amintește că domnul Jean Monnet a spus următorul lucru în anii 50, că poporul este periculos, că de ce este Uniunea Europeană așa de puțin democratică și are instituții așa de puțin democratice? Ea care își spune că este mare democrație și că numai asta are pe buze democrație, dar de fapt instituțiile europene, mai ales alea care contează, adică Comisia Europeană, Banca Centrală și Curtea de Justiție, care ele produc cel mai mult legislație europeană, ele nu sunt alese, sunt, da, instituții numite, birocratice, birocratice și tehnocratice. Da. Și domnul Jean Monnet a spus următorul lucru: noi actualmente, în instituțiile europene, spune asta prin anii 50, în instituțiile europene creăm un om nou ca într-un laborator. Vreau să spun, fantasma asta de a crea sau omul comunist, sau omul fascist, după fiecare cu ideologia lui, există și la neoliberali care ei se tem de societate, se tem de popor, pentru că pentru ei au văzut, s-au născut în 38 contra comunismului și contra fascismului. Așa s-a născut. Și ca să evite comunismul și fascismul. Și ca să evite comunismul și fascismul. Da, dar ei însăși au preluat idealul acesta. Da. De a crea un om care să nu fie nici comunist, nici fascist, nici fascist. Dar să fie după chipul și asemănarea lor. Da, Marcel Bartic, haideți, erați foarte dornic la început să vorbim de implicația astăzi, moștenirea mișcării legionare în România. Vă ascult. Da. Să știți că dornic nu neapărat, dar mi-aș fi dorit să nu avem subiectul ăsta de discutat, dar asta e. Și se pare că în ultimii doi ani asistăm așa la
nu știu, consolidare a acestui curent pe care chiar nu credeam și mă surprinde pentru că observ teme, idei și inclusiv la nivel de simboluri pe care, iată, le-am analizat până acum. Ceea ce numim noi, mă rog, partid extremist ajuns în Parlamentul României după ultimele alegeri, folosește practic, dacă îl analizăm cu atenție, cam aceleași tactici precum cele despre care discutam un pic mai devreme. Spuneți, domnule profesor, foarte bine observați cum entuziasmul ăla cu care Zelea Codreanu a reușit să-și atragă oamenii cuvinte, anumite cuvinte pe care le folosește cu o încărcătură simbolică deosebită. Iată, toate lucrurile astea le regăsim astăzi. Discursul, mă rog, atunci era antidemocratic, antipoliticieni, astăzi este antisistem. Da, practic, structura este aceeași. Și constat cumva că, știți ce mi se pare interesant, domnule Cleș, pentru că cei care au dezvoltat acest curent în ultimii 2 ani, cu puține excepții, foarte puține excepții, n-au făcut-o dintr-o perspectivă intelectuală, adică nu-i văd. Ăștia sunt doi oameni, intelectuali care vorbesc doi, da, repet, cu excepțiile de rigoare, dar restul nu sunt. Restul au făcut-o instinctiv, deci cumva asta m-a surprins și mărturisesc că n-am o explicație. Nu sunt cei care să fi studiat. O să-l rog pe domnul Traian Sandu, care a studiat programul acestui partid, pe care nu-l numim, și vreau să facă o analiză comparativă. Da, păi lăsați că îl numesc eu. Este Partidul Aur. Da, l-am studiat programul, bineînțeles. Vreau să spun. Și am studiat foarte multe lucruri, am foarte multe specialități și când ești specialist despre România în Franța, trebuie să fii un pic omnispecialist, să vorbești de toate. În sfârșit, pentru că ești specialist de o țară străină, într-o altă țară, putere mai mare, să zicem, și trebuie să fii tu omnispecialist. Deci știu că am făcut o intervenție la dumneavoastră despre Partidul Aur și ideologia lui. Nu am reținut totul, nu mai amintesc de toate, dar, bineînțeles, sunt aceste lucruri, dinamica de jos în sus, dinamica religioasă, dinamica familiei tradiționale, multe, multe, multe... Da, da, e vorba și de cei doi intelectuali despre care vorbim, care sunt senatori și care de la Tribuna Senatului fac această apologie a mișcării legionare. Da, pentru... Amintiți-mi numele, că cel care Dorin Lavric și cu Lavric, Claudiu Târziu. Da, Lavric, pe Târziu îl cunosc mai puțin. Lavric știu pentru că i-am cartea aici despre Noica. Și abordarea lui Lavric este, vreau să spun, clasică pentru deculpabilizarea mișcărilor fasciste. Și este clasică. El este un savant bun, un științific bun, care a fost sub direcția lui Liceanu. Lui Liceanu, da. Și de altfel, nu vreau să fiu răutăcios până la capăt, dar hai să fiu totuși răutăcios până la capăt, pentru că pe timpul în care tatăl meu era bătut la securitate cu Goma, că era făcea parte din grupul lui Goma și eu l-am văzut venind după răul mauvais traitement, bătăile de la securitate, etc., în februarie 77. Între timpul acela, domnul Liceanu și domnul Pleșu făceau, să zicem, filozofie heideggeriană fundamentalistă la Păltiniș. Și vreau să spun, acești doi intelectuali care s-au impus după 1989, ei însăși, făcând acest studiu despre Heidegger, totuși filozoful lui Hitler, fundamentalist, în România național-comunistă a lui Ceaușescu, cu un fost legionar, Noica, păi nu-i totuși chiar de mirare că ambianța intelectuală a fost anticomunistă. Mersi! Dacă ar fi fost antitotalitară, să fie și anticomunistă și antilegionară. Numai că, bineînțeles, s-a sacrificat comunismul pentru a promova legionarismul, care, de fapt, subteran
exista și sub Ceaușescu și oamenii care critică comunismul, de fapt, fac și apologia lui Ceaușescu. Fac apologia părții național-comuniste a lui Ceaușescu și, bineînțeles, aveți aceste două instituții care nu sunt la fel de masive, bineînțeles. Instituția lui Păunescu, care era cenaclul Flacărea și care permitea tinerilor semiculți, să zicem, tinerilor adolescenți, care încă nu erau complet formați, să își evacueze toată presiunea regimului Ceaușescu prin... O supapă de presiune. O supapă de presiune. Prin concertele foarte frumoase, de altfel, cu muzică foarte bună, pentru că cultura fascistă sau național-comunistă este excelentă. Aveți unul dintre cei mai mari muzicieni din secolul 20, Carl Orff, care a făcut Carmina Burana, care este muzică fascistă, dar este superbă. Aveți Marinetti, futurismul Marinetti, futurism, viitorism, în sfârșit, cum se spune în română, că nu sună prea bine futurism în română. Aveți mari Celine, marele romancier francez, fascist, da, oamenii, cei mai buni artiști al 20-lea secol, au fost sau comuniști sau fasciști, adeseori, nu toți. În sfârșit, vreau să spun, deci îl aveți pe Păunescu, care îl servea regimului ca supapă de siguranță vis-a-vis de masele tinerești, și îl aveți pe domnul Noica, care a format sau deformat, nu vreau să spun, pe Liceanu și pe Pleșu, și care au devenit mare intelectual după 89, dar el făcea același lucru într-un fel elitism al filozofiei. Păunescu făcea poezie și muzică, Noica făcea elitism filozofic cu filozofie heideggeriană fundamentalistă și cu el fiind fost legionar, lăsase deoparte tot, să zicem, extremul. A curățat ideologia și a rămas ideologia fundamentală. El a măturat numai asta, să zicem, părțile un pic exterioare, dar ideologia fundamentală a rămas. Și deci este un fel de lanț între Noica, Liceanu și Lavrici. Și, bineînțeles, este totuși același fundamentalism, dar în același timp mesianic, revoluționar, viitor, oameni de viitor. Cu acces care... în Parlament, domnule profesor, cu acces în Parlament, la o tribună parlamentară. Da, domnule Marcel Bartic, știu că de 32 de ani se tot vorbește de, mă rog, anticomunism, pericolul comunist, în sfârșit, care, după părerea mea, este sublim, dar lipsește cu desăvârșire în România. În schimb, despre ceea ce nu se vorbește, este pericolul de extrema dreaptă în România. Ce părere aveți? Da, pentru că, vedeți, noi încă n-am definit ce înseamnă anticomunismul ăsta. Adică nu ne este clar, în primul rând, ce e la totalitarism, pentru că dacă ne-ar fi fost clar, sigur că da, am fi identificat simptomele astea și în alte părți ale istoriei noastre, cum iată este mișcarea legionară despre care am discutat. Nu, e un talmeș-balmeș în mintea noastră aici în România și iată a prins la un segment de populație pe care dacă îi urmăriți și știți foarte bine care este discursul lor. Deși pe de o parte sunt anticomuniști până în măduva oaselor, paradoxal sunt nostalgici lui Ceaușescu. Adică e un paradox, nici nu știu cum să-mi explic lucrurile astea. Este mai degrabă un segment de populație care a ajuns să fie radicalizat în ultimul hal și împrumută idei, elemente, simboluri din ambele zone și din zona ideologiei comuniste. Da, nimeni nu mai vrea naționalizarea, nimeni nu va avea monopolul Partidului Comunist, chestia cu religia a căzut totalmente, deci elementele de extrema stângă au dispărut complet. Și au rămas cele de extrema dreaptă, nu? E foarte adevărat că ele, dar să știți că eu cel puțin am senzația că este un melanj între cele două acolo. O sinteză, da. O sinteză. N-aș vrea să încheiem discuția fără să vorbim de o chestiune de actualitate legată tot despre extrema dreaptă și fascism. Domnule profesor Traian Sandu, președintele Rusiei Vladimir Putin a motivat în parte agresiunea, mă rog, el nu spune că e agresiune, spune în sfârșit, operația specială, intervenția în Ucraina, a motivat-o cu dorința de a denazifica
Ucraina, care, reamintesc, este condusă de un președinte evreu, ales prin vot popular. Câtă legitimitate are această afirmație? Da, bineînțeles, bun, în primul rând, din punct de vedere ideologic, este absolut exagerat și nefundamentat. În schimb, trebuie să ne amintim, pe lângă chestia ideologică, este și chestia geopolitică. Adică, ultima mare agresiune venind din vest, agresiune reală, nu vorbesc de războiul rece, dar ultima... Război cald. A fost, da, război cald, a fost 41, deci o agresiune într-adevăr nazistă și este absolut adevărat că, bun, unele armate ale aliaților pe care le cunoaștem, al lui Hitler, care era Finlanda, Ungaria, România, mai puțin Bulgaria, bun, erau, bineînțeles, situate în extrema dreapta, pronaziști, etc. Și Bandera, bineînțeles, naționalistul ucrainean, s-a alăturat armatelor Germaniei naziste. Bine. Bun. Deci, într-un fel, din punct de vedere geopolitic, când Putin vrea să caracterizeze ideologic și să-și mobilizeze populația contra unui pericol, așa cum îl analizează el, venind din vest, nu poate să fie decât nazist, mai ales când vorbești de ucraineni, bun, că sunt și acolo câteva grupuscule naziste, în sfârșit, sunt, bineînțeles. N-au reprezentare parlamentară, au doi deputați în adunările regionale. Da, ceva așa. Dar în imaginarul rus, dacă vrei să mobilizezi pe ruși pentru o politică de apărare spre vest, atunci vorbești apărare de... Apărare între ghilimele, că e o agresie. Apărare între ghilimele. Acum vreau să spun, nu vreau să intru în analiza geopolitică, pentru că aș putea să o fac, o fac și pe asta, pentru că am și cursul la Sorbona despre integrare europeană și despre geopolitică. În sfârșit, nu este esențialul meu, dar o fac și pe aceasta. Bineînțeles, este ceva absolut exagerat, nu este cazul, dar este chestia aceasta geopolitică. Când vine agresiune din vest, este fascistă. Și acum, bineînțeles, dacă vreți o analiză mai geopolitică și nu ideologică, suntem de acord că este, bineînțeles, o exagerare, dar totuși nu vreau să justific nimic, dar NATO s-a înaintat și a înaintat acolo, da, de a promis că nu înaintat. Mă refeream doar la termenul nazist. Și gândindu-mă, haideți să renvoie la ascensor, cum spuneam. Mă gândeam la cele 14 puncte ale lui Umberto Eco, care definește fascismul, care sunt interesante. Cum să spun, sunt foarte clare. Da. Dacă le aplicăm societății, nu din Ucraina, din Rusia, nu sunt foarte multe caracteristici ale unei societăți fasciste în Rusia? Da, adică Putin mobilizează pe tinerii ruși, îi mobilizează de mult ca să entuziasmeze, etc., să-i pregătească la un război. Este clar. Acum vreau să spun, trăim actualmente un moment de mutație geopolitică e esențială, dar nu este specialitatea mea. Vă spun totuși, pentru că, ca să știm despre ce vorbim, americanii de mulți ani spun că ei vor să basculeze de la Atlantic spre Pacific și vor să se ocupe de plin de pericolul care reprezintă pentru ei China. Bun, pentru că americanii trebuie să-și inventeze ca popor mesianic, să-și inventeze și ei câte un inamic. A fost comunismul, a fost islamismul, acum este China care i-a depășit economic. Și uitați-vă cum au plecat din Afganistan. Deci, gata, au măturat pericolul islamic, ni-l lasă nouă europeni de vest. Bine, au măturat și alianța totuși cu Franța și cu Europa de Vest, când ne-au făcut ce ne-au făcut cu contractul cu submarinele. Știți? Da. A fost foarte puțin elegant și au făcut și alianța această nouă, AUKUS, deci alianța cu Australia și cu Anglia în Pacific. Și Putin acum, bineînțeles, are și el o fațadă în Pacific. Vrea și el să se ocupe de să arbitreze între ruși și americani în Pacific. Dar ca să fie liniștit
și să arbitreze liniștit, să-i aleagă sau pe americani sau pe chinezi, deci între chinezi și americani, să-i aleagă sau pe unul sau pe altul, el trebuie să fie liniștit în Europa. Știți? Și atunci, pentru el, asta înseamnă să pună din nou mâna la baa ursului pe Ucraina. Și atunci, bineînțeles, toată frazeologia ideologică cu fascismul și el însuși ce a mobilizat țara, păi vreau să spun, când aveți o țară așa de autoritară ca Rusia, și dar ar fi un fascism instituționalizat, să zicem. De sus în jos. De sus în jos. Deci este mai mult un ultranaționalism stil înainte de... Da, un regim autoritar, în orice caz. Mai mult regim autoritar decât fascism. Marcel Bartic, înainte să încheiem, vedeți că situația geopolitică este extraordinar de complicată și, din păcate, din ce văd eu în mass media românească, nu se discută deloc în felul acesta. Da, bine, e adevărat. Simt nevoia să spun că există segmente ale din mass media românească în care cumva lucrurile astea se spun cu mai mult curaj. Nu vă ascund de pildă că a fost așa, am răsuflat ușurat când am aflat de pildă că au fost interzise organele de presă de propagandă ale Rusiei, Sputnik și Rusia Today. Cu alte cuvinte, există o așteptare la nivelul cititorilor, consumatorilor de presă și a celor care o oferă. Acum, sigur că eu personal mi-aș fi dorit ca lucrurile astea să se întâmple mai de mult, pentru că ce știm noi acum nu e o noutate, nu ne-am trezit dintr-o dată că în România se aruncă dezinformări, sunt vehiculate teorii ale conspirației. Am văzut asta foarte clar în ultimii 2 ani de pandemie. Dar atunci, exact cum ați constatat și dumneavoastră, toată lumea a dat din urmă, așa nu e treaba mea, e libertate de exprimare. Nici măcar noțiunea de libertate de exprimare nu avem foarte bine definită. Dacă ajungem să înghițim pe nemestecatele, da, mizerii de presă, exact, și să-i spunem că ai libertate de exprimare, înseamnă că nici nouă nu ne este clar ce înseamnă asta, nu? Acum, îndrăznesc să cred că, deși nu mi-aș fi dorit un asemenea context, așa cum, iertați-mă, simt nevoia să fac o paralelă, așa cum pandemia ne-a pus în situația pe noi profesorii să învățăm cum să lucrăm cu instrumentele de educație digitală, ceea ce nu e rău deloc până la urmă, credeți-mă, e un lucru foarte rău. Acum? Sigur, evident, nu, e adevărat, nu mi-aș fi dorit contextul unui război, dar să ajungem să, în sfârșit, să scoatem, să igienizăm spațiul public de propaganda aia mizerabilă. Mi-aș fi dorit ca lucrurile astea să vină firesc, natural, din partea noastră. Da. Da. În încheierea discuției, domnule Bartic, vin în primul rând la dumneavoastră, revenind la mișcarea legionară. Cât de importantă, dumneavoastră, ca profesor de istorie, cât de important este capitolul mișcarea legionară pentru formarea tinerei generații, să cunoască mișcarea legionară? O să încerc să reformulez puțin, pentru că nu mi-aș dori ca tânăra generație să preia sigur. Nu, să știe educația acest capitol, să cunoască acel capitol, dar să știți că așa evenimențial, n-am nicio îndoială, cei mai mulți dintre elevi cred că îl cunosc, îl stăpânesc. Problema este să înțeleagă care au fost semnificațiile profund negative vis-a-vis de societatea românească, în ceea ce privește societatea românească. Și ia, uite, vă spuneam și la începutul întâlnirii noastre de astăzi, binevenite de altfel, și sper să o urmărească cât mai mulți dintre colegii mei, pentru că până acum nu s-a, cele două noțiuni de fascism și mișcarea legionară erau două lucruri diferite. Iar iată, cartea domnului profesor este de un sprijin și un ajutor nesperat, pentru că putem acum ilustra cu foarte multe dovezi, foarte multe argumente invocate în carte, prin care să arătăm că asta a fost mișcarea legionară. Iar până acum, vă povesteam, cei mai mulți dintre noi din învățământ ne ținem undeva, în cel mai bun caz, într-o zonă neutră, în care doar o prezentăm evenimențial. Elevii învață că în 24 l-am pușcat Zelea Codreanu pe Manciu, prefectul de Iași, că au fost asasinatele respective, că s-a schimbat în partidul Totul pentru Țară, evenimențial. Nimic sau aproape nimic despre semnificațiile evenimentelor respective. Mulțumesc. Cuvântul final, domnule profesor Traian Sandu. Sunteți optimist că acest capitol important
din istoria recentă a României, recentă, acum 80-90 de ani, va putea să fie prezentat corect tinerelor generații? Asta vreau să spun, privește pe fiecare țară în parte, dar eu revin la aceeași idee. Trebuie să nu fie tabu, trebuie să fie prezentat deschis, trebuie să fie discutat și nu trebuie să fie insultă. Că, bineînțeles, fascismul nu trebuie să fie insultă. Bineînțeles că este o ideologie care a creat, ca și comunismul, multe crize, multe exterminări, genocide. Am vorbit și de colectivizarea stalinistă care a făcut 7 milioane de morți în plină teoretică pace. Pentru că într-un regim totalitar nu există pace, este revoluție constantă, revoluție non-stop. Și atunci, permanentă. Permanentă, revoluție permanentă și atunci găsești tot timpul câte un... Și ai nevoie de un inamic să-l omori, pentru că dacă nu-ți mai funcționează ideologia. Și dacă prezinți așa elevilor ca o ideologie revoluționară, ceea ce și este, e de stânga că e de dreapta, este revoluționară ca să schimbe întru totul omul și societatea, ca asta e revoluția, o ideologie revoluționară pentru a crea omul nou, atunci poate să înțeleagă nu numai nocivitatea, pentru că nocivitatea, bineînțeles, se vede. Au omorât oameni și foarte mulți când au venit la putere. Dar trebuie să înțeleagă entuziasmul creat. Și dacă vrei într-adevăr să-i arăți omului și tânărului această nocivitate, păi trebuie să-i arăți seducția. Trebuie să-i arăți cât de seducătoare este și cât de mult poate să fie el sedus de noi ideologii sau de noi mișcări sau de noi mod de a fi, în sfârșit, atunci trebuie să-i arăt actualitatea și istoricitatea, dar și actualitatea fascismului și a totalitarismului în general, că există, bineînțeles, și comunismul, atunci nu mai poți să-i arăți. Deci trebuie să-i arăți cât de seducătoare a fost. Că dacă îi arăți numai crimele, păi nimeni nu înțelege, așa, atunci îți pui tot timpul aceeași întrebare: Doamne, dar cum s-a putut așa ceva? Nu, sau de ce mă mai interesează pe mine? Ce mă mai interesează și cum s-a putut și exoticizeze, adică a fost ceva exotic. Este istoric sau este departe? Da, nu, și nu mă privește pe mine departe. Pentru că nu știu. Privește, bineînțeles, privește pe fiecare dintre noi și vreau să spun, nu vreau să revin la aceste idei ale mele, dar fiți atenți și cu noi, neoliberalismul și ne spunea colegul Bartic de politica vaccinală, de conspiraționism, de complotiști, etc. Da, este adevărat, dar și când impui un vaccin care nu a fost destul testat și nu a fost, nu avem destul recul în timp și când îl impui pentru o boală care în fond concernă mai ales persoane bătrâne sau persoane foarte obeze, este și acolo o derivă autoritară. Deci, bineînțeles că refuzul vaccinului, refuzul fundamental, a dat ocazia unor complotiști, etc., să se manifesteze, dar și felul de a-l impune obligatoriu este și el totuși un pic dubios. Deci, vreau să spun, avem tendințe autoritare nu numai la extremele politice, dar și la centrul neoliberal aveți câteodată această tendință. Și ce spunea de fapt Walter Lippmann? Păi spunea că, practic, liberalismul trebuie să fie impus ca o ideologie și în fiecare 5 ani, 4, 5 ani, 6 ani, omul trebuie să aleagă, dar după aia experții trebuie să vorbească. Experții fabricați, cum spunea Jean Monnet, într-un laborator de construcție europeană. Păi, iertați-mă, după aia sunt și reacții populare la extreme, extrema stângă, extrema dreaptă. Contra autoritarismului ăsta oficial, practic. Deci vreau să spun, nu poți să știi de unde sare iepurile, și asta expresia română e foarte bună, frumoasă, da. Nu știi de unde sare iepurile autoritar și chiar iepurile totalitar, știți? Da. Deci fiecare cu mare atenție când vrei să impui societății ceva. Bun, mulțumesc foarte mult. L-ați ascultat pe domnul profesor Traian Sandu de la Universitatea Sorbonne Nouvelle din Paris, autor al cărții Un fascism românesc, Istoria gărzii de fier, despre care am discutat
Celălalt participant a fost profesorul de istorie Marcel Bartic de la Colegiul Laudereut din București și moderatorul unui talk show de la Europa FM. Vă anunț că săptămâna viitoare subiectul discuției va fi cartea Ocolul Mării Negre în 90 de zile, 7 țări, 8 granițe și o lovitură de stat în prime time a jurnalistei Sabina Fati. La discuție mai participă și jurnalista Claudia Zidaru de la Dublin, iar pe data de 15 martie, deci peste două săptămâni, vom discuta despre cartea istoricului Vladimir Solonari, profesor la Universitatea Centrală a Floridei, Imperiul Satelit, guvernarea românească în Transnistria. Celălalt participant este istoricul militar Otmar Trașcă. Vă mulțumesc pentru atenție și încă o dată aștept și comentariile dumneavoastră și după încheierea acestei emisiuni. La revedere! Mulțumesc!